Cursa iubirii, sâmbătă de la ora 20 și duminică de la ora 22 la Prima TV. Și domnilor, păi nu este azi ziua fetelor frumoase la... Am început cu doamna Saveta, logic, acum nu mai încurcăm treburile. O avem pe alături de noi pe Andreea, doamne și domnule, Andreea Hanca, soția unui fotbalist de echipă națională, Sergiu Hanca, actualmente la Petrolul, trecut pe la echipe foarte bune, Dinamo, Universitatea Craiova, a jucat în Polonia. Unde a jucat? În Polonia? 4 ani în Polonia, la Cracovia, da. Foarte bine. Andreea, o fată foarte frumoasă și inteligentă alături de noi, o doamnă, ca să zic așa. În schimb, da, prietena noastră, Raluca Podea, vrea să arate ce poate în bucătărie, deci nu se mai poate opri. Am înțeles cu ea că nu se mai poate opri. Ce? Nu recunoști că-s mai bună decât tine? Sau cum? Auzi, s-ar putea. Nu te pune că nu știi niciodată. Îi dau șortul la final să plece cu el. Multe. Haide, pune E foarte frumos. Andreea, ce mai faci? Acum, în momentul ăsta, am nevoie de rețetă neapărat. Deci sunt îndrăgostită de miros. M-a adus mirosul aici, așa n-a trebuit să întreb unde este platoul. Deci, doamnelor și domnilor, acum este momentul domnului Salomia, ca să nu o lăsăm pe Andreea, pur și simplu. Las-o pe Raluca, că să bat femeile pe tine cu sfaturile azi, să nu ți-o iei în cap. Deci, povestește-mi cum ai făcut rețeta, pentru că vrea... Deci, vreau să-l impresionez pe Sergiu. Puiul acesta caciatore conține următoarele ingrediente. Pulpe de pui, ca și legume avem ardei gras roșu, roșii, ceapă roșie, usturoi, o crenguță de rozmarin, una de salvie și cimbru. Și cimbrișor și am stins la final cu puțin vin. Vom adăuga puiul împreună cu legumele noastre și îl vom mai da un pic la cuptor timp de vreo 10-15 minute ca toată nebunia asta să se împace, să-i spunem așa. Pentru că e pătat rochia, Raluca, ea o să fie... Da, chiar mi-a pătat rochia. Da, chiar ți-a pătat-o. Mai fac și de-astea. Să nu mai faci de-astea. O să te rog ca ea să fie prima care face degustarea și a doua, Andreea. Pe de altă parte, de 4 ani de Polonia, totuși v-ați întors, nu? Da, ne-am întors pentru că a fost un moment în care a trebuit să alegem între familie și fotbal. Adică? Adică am avut niște probleme foarte grave în cea de-a treia sarcină. Și nu mai aveam voie să mă mai zbor. Doctora mea mi-a interzis efectiv, aveam 27 de săptămâni și mi-a spus nu mai ai voie până naști să zbori, trebuie să te țin sub observație. I-am spus foarte frumoase fotografiile, îi vedeți pe porumbei. Din vacanță, ai? Da. Am ajuns un ultim drum la Cracovia cu ochii în lacrimi și am spus, știi, ultimul meu drum, nu mai am voie să mai vin, doctora mă mai lasă. Și atunci el a zis, ok, dar eu nu pot fără voi, nu pot să stau, noi toată viața am fost împreună. Și iubel, da. Suntem o echipă, într-adevăr, noi de 9 ani de când suntem împreună, suntem tot timpul unul lângă celălalt. Suntem așa, forță unul, ne dăm forță unui celuilalt și... Așa sunt oamenii care se iubesc. Da, am fost așa, cum motor unul pentru celălalt și mi-a spus, eu nu pot să mai continui fără, să stau aici fără voi. Mai avea 3 ani de contract acolo. În mod normal nu putea să plece așa, că așa. Are o problemă familială, însă patronul de acolo, ei ne-au iubit foarte tare pe noi ca familie și când au zis de problemele mele, nu se pune problema, du-te în țară, te vom lăsa să pleci liber pentru că trebuie să fii lângă ea, înțelege-mă. Și când am auzit asta, efectiv, am început să plâng. Nu mi-a venit să cred că, uite, totuși sunt oameni care nu se gândesc doar la bani, se gândesc și la binele unui jucător. Ne-am întors... Fost la Craiova, nu? La Craiova, da. A fost, acolo e o discuție cu Craiova, în sensul în care Sergiu cere... are niște pretenții față de Universitatea Craiova. Au avut. Nu, s-a terminat. Chiar așa, s-a terminat. Că spunea domnul Rotaru, domne, câți bani ne cere... Care era adevărul? Că tu cred că femeia dar una e mai înțeleaptă și știe. Da, nu e neapărat una vorba de adevăr, este vorba că noi aveam un contract și în contract erau stipulate anumite condiții și clubul a încălcat una din acele condiții și asta duce la denunțarea contractului și la denunțarea contractului clauza era de 2.000 de euro. Adică și noi, Sergiu, dacă ar fi încălcat o clauză din contract, ar fi trebuit ieri să plătească Craiovei 2.000.000 de euro. Așa, Craiova încălcând, trebuia să ne plătească nouă. Însă... Aici e o lecție, domnule, dacă semnezi un lucru, ce să vezi? Trebuie să-l și respecti.
Da, într-adevăr, trebuie să-l și respecti, doar că dacă ar fi fost jucător străin, Sergiu își lua bagajul și pleca. Ar fi fost totul foarte simplu. Dar că în România, fiind jucător român în România, el trebuia să asculte de alte legi, cele de aici. Mai întâi să meargă la comisii și comisia să decidă dacă jucătorul... Și până la urmă cum s-au împăcat? Până la urmă nu am mers mai departe și ne-am pus la masă și ne-am înțeles. S-a făcut o negociere. S-a negociat, ne-am dat mâna. Ați luat niște bani? Și am mers, da, și am mers mai departe. Nu banii aia, că într-adevăr... Nu banii aceia, da. Nu. Dar e normal. Deci toate lucrurile s-au încheiat toată așa, ca dovadă că el a ajuns acum la Petrolul, altfel ar fi fost blocat cumva în toată această negociere. Da, ar fi fost tot acolo și nu ar fi jucat, ar fi fost un proces lung de cel puțin 2 ani de zile și el a spus, am venit acasă și mi-a spus, eu nu pot să fac asta, eu iubesc fotbalul și vreau să joc fotbal, da. Și a ales fotbalul. Da, asta e un lucru foarte interesant. Atenție mare, în general când faceți lucruri și le semnați, ce-ar fi să vă și țineți de ele? Dar în fotbal patronii sunt într-un... A venit Dan Șucu acolo, prieten meu, sunt curios cum o să facă cu balaurile ăștia dacă au de acolo. Am încheiat citatul. Bun, sarcina a fost grea, dar copilașul s-a născut foarte sănătos. Da, Selin, bebelina este, a primit nota 10 la naștere, deși eu timp de 2 ore viața mea a fost pusă în pericol. Sergiu a crezut că m-a pierdut pentru 2 ore pentru că nu știa absolut nimic despre mine și nu primea informații, că nu aveau voie să divulge nimic din ceea ce se întâmpla în timpul operației. Am pierdut foarte mult sânge și în ultimul moment doctorul a reușit să stopeze sângerarea, n-am avut nevoie de transfuzii. Am fost așa, acolo, lângă. A fost un moment destul de greu pentru mine, am trecut peste, mă bucur că bebelina, am văzut bebelina că e sănătoasă și am zis ok, asta era tot ce-mi doream, să o aduc pe lume sănătoasă și am reușit. Apoi restul încet, mai greu, dar mi-am revenit. V-ați mai putea întoarce în Polonia dacă omul a fost așa de prietenos cu voi? Da, ne-am putea întoarce, doar că am luat decizia să rămânem în România. Am fi putut să ne întoarcem după Craiova, puteam să mergem înapoi în Polonia, însă cu 3 copii viața este foarte, adică îți schimbă toate perspectivele. El ar fi cu fotbalul, tu ar trebui acolo să ai grijă de 3 copii, nu? Da, exact. Ar trebui să fie ajutată. Exact, să am ajutoare după mine, grădinițe, plus că acolo trebuie grădinițe private pentru că trebuie limba engleză, nu îi poți da la limba polonă care este destul de grea. Mamă, limba polonă mi se pare moartea pasiunii. Îmi cer scuze față de prietenii noștri polonezi din NATO, dar mi se pare că față de limba noastră ca o apă cristalină așa latină, Cristi, am ajuns acolo. Zim ceva în poloneză. Deci, ce vrei tu? Iac și maș. Ce am făcut? Ce mai faci? Iac și maș. Iac și maș, băi. Și cum gin dobre. Bună ziua. Gin dobre, nu? Gin dobre, bună deci, ziua. Ăsta nu e un fel de gin, știi? Gin dobre înseamnă un gin mic. Gin și cu dobre. Da. Nu, să-ți dau un exemplu. Dobre vrea un gin, am înțeles. Exact. Să-ți dau un exemplu și de acolo am zis, ok, există un oraș la ei, se scrie L-O-D-Z. Ghici, cum se citește? Cum? L-O-D-Z. Ugi. U-D-J. U-D-J. Adică nici... Ugi. Da, nicio legătură. Când am ajuns, am zis, ok, îmi doresc foarte mult să învăț limba. Sergiu a învățat-o, dar la el era mai ușor că zilnic. Se lovea de treaba asta, vorbea lovea, cu colegii, exersa, da. Plus că antrenorul i-a spus aici, suntem în Polonia, ei sunt foarte naționaliști. Sunt ei și restul lumii. Da, da, e adevărat. Și a zis, să vă sunteți străini, învățați limba, așa a fost nevoit. Eu acasă, normal, că n-aveam cu cine să exersez. Și am avut... Era după prima sarcină, zic, păi am baby brain, de ce nu pot să învăț? Am o problemă, mi-am luat aplicații, tot nu reușeam să rețin nimic, nimic. Și apoi am stat de vorbă cu o profesoară și mi-a spus, stai liniștită, polona este a 4-a cea mai grea limbă de învățat din lume, după chineză, japoneză, adică zic, oh, ok, mulțumesc, acum înțeleg. Nu vă duceți în Polonia, că vi se întâmplă. Da, e foarte da, greu. Nu e simplu, dar sigur că da. Dacă te-ai născut cu ea, e mai simplu, că aia e. Da, dar când te duci acolo... Să știi că îi învață foarte ușor limba română. Sunt convins. Da, limba română? Limba română, da. Pavel Golanski a fost jucător în România. Golanski, jucător bun, da, la Steaua, bun. Exact. Este în Polonia, era agentul nostru în Polonia și el vorbește română și în ziua de azi, după atâția ani, după ce a plecat din România. Da, bă, la limba noastră, limba frumoasă. Ce cauza sucede? Gata în bucătărie? La Nation? S-a terminat? Ce-i făcut? S-a stins focul. Am aruncat tot un cuptor că n-am mai reglistat. S-a aprins. Puiuțul e în cuptor. Da. Am înțeles. Zboară puiile, zboară în cuptor. O servim pe Andreea cu ceva? Că da. Nu vezi ce bine arată după 3 la copii? La desert aici o așteptăm. Vezi că am o cerere de la Tudor acasă pentru frigănea, poate nu-mi dai că să vezi ce bătaie mi-am. S-a rezolvat cererea de mult, este da? În pachetă. Te rog frumos, foarte frumos. Cum poți să ai o siluetă atât de armonioasă după 3 copii? Da, într-adevăr am o dietă care
mi-am creat-o ca stil de viață, nu neapărat o țin ca o dietă. Nu mănânc lucruri care inflamează corpul. Gluten, lactoză și zahăr. Bravo. Mă uitam acum acolo la tine. N-am de... care pentru dumneavoastră, pentru o lăsăm așa. Păi e un pui la cuptor acolo, ăla n-are voie. Nu, puiul este, din câte am văzut, e ce trebuie. Calciatore sau cum ai spus? A stricat-o la partea aia cu glutenul, de acolo am început eu să mă... Ah, ok. De ce vă mai băgat pâine în pui? Data viitoare, te rog, deci vreau să-mi gândești deci ceva fără gluten. Din pui chiar puteți să gustați. Da, doamnelor și domnilor, da, Raluca o să mănânce că... Am mâncat. Am văzut că am mâncat, sunt geloasă. Frigănea, pentru că nu am mâncat niciodată. Deci să duc la copii la casă, să duc, da? Da, da, poți să duci. Da. O să-i duc și eu lui David. Da. Hai să vorbim despre un lucru. Avem o întrebare pentru cele două distinse prezențe feminine aici. Prima dragoste, ți-ai aminte de prima dragoste? Cum a fost prima dragoste? Da. Sergiu este prima dragoste? Nu. Dar e cea mai mare. Sergiu este ultima și cea mai mare, da. Foarte frumos, da? Mai ții minte prima dragoste? Da, a fost un băiat de treabă? N-am cum să uit. Da, a fost de treabă. Trăiește, nu? Trăiește, da. Nu că e scorpion și... Da, odată, da, vezi? Da, niciodată nu. Trăiește, trăiește. Și a trăit bine. Da? Și eu am trăit bine pe timpul ăla. Doamnelor și domnilor, a fost bine cât a fost. Hai să vedem cum a fost prima iubire pentru vedetele prim.